Salut, bă, șacalilor, ce faceți? La voturile voastre am pus un post pe comunitate, am întrebat, bă, vreți să fac un video unde prezint gen tot peretele ăsta meu ce deseneam? Păi el a zis că da, așa că o să facem asta. Chestia e că nu vreau să mă lungesc cu intro, că filmez cu telefonul, că nu mai am camere și nu am nici car la camere, deci nu le-am pe ambele, deci filmez cu telefonul, cum ar veni. Chiar nu mă lungesc, hai să vedem care-i treaba cu desenele astea. Vă dați un like acolo, vă uitați la video, poate o să mai pun altul când o să am camera. Acum hai să-i dăm drum. Cam ăsta e peretele meu în mare parte, adică nu în mare parte, cam ăsta e tot. Și după cum puteți vedea, primul detaliu pe care o să-l vedeți, o să vedeți acolo cum scrie mare, mă piși pe luci. L-a pus ratatul, care e cu mine în camera acum. Ce să fac? Bun, o să încep de la stânga la dreapta sau o să încep oare cum am făcut, ce am făcut prima oară? Hai să încep de la stânga la dreapta. Acolo am făcut eu un semn de iPhone pentru că atunci am luat iPhone-ul, cred că atunci am făcut chestia din colț, îmi luase iPhone și îmi plăcea foarte tare, eram nebun după iPhone, frate, am avut și eu un iPhone 4, vă dați seama. Da, și l-am făcut și vorcării, mai vă dați seama, și eu un iPhone 4, ce ai, dar nu pot să, îmi tremură una, am făcut antrenament, zici că am Parkinson, nici nebun, nu mai pot să țin mâna în sus, uite cum tremură, ce faceți, băi, șacalilor? Nu, desenul ăla nu este al meu, mi l-a dat o colegă, mă rog, a avut ceva temă pentru un concurs și nu i-a plăcut cum a ieșit, vă dați seama, nu i-a plăcut cum a ieșit, mi l-a dat mie, dă-l încoace, frate, mie, dai gunoi, unul ai comoară altul, dar cum ar veni, știi? Altora ești niculești. Chestia cu if I lose myself, I lose it all. Da, trecusem eu printr-o perioadă mai aiurea și aveam nevoie să scriu un citat. Mă rog, nu eram foarte, foarte inspirat atunci și am scris chestia asta. Mă rog, m-a ajutat o leacă și dedesubt e suma aia cu 100.000. Uite, atunci am făcut eu 100.000 și cât ce-mi tremură. Chestia, bă, lasă-mă leacă, Denis, rata. Chestia e un semn întors, știi că normal trebuie, dar mi-am dat seama că, bă, eu vreau să o pun invers pentru că aici... În camera asta totul e pe invers, știi, și îmi place așa cum sună chestia asta, mă rog, e șmecherie, cum e și chestia asta, știi? Era acolo pericol de electrocutare și pericol de probleme, adevărat. Cea mai adevărat. În camera asta sunt numai probleme. Toate astea sunt medalii, mă rog, ale mele și alu frate, mă rog, majoritatea sunt ale mele, după cum, astea cele mai mari sunt ale mele, vă dați seama, păi cum să nu, ale mele și are și două, Denis, cam așa. Ce două, bă, ce vorbești? Uite, chestia asta e o chestie pe care mi se pare că asta o făcut-o maică mea, e o căciulă, nu o căciulă, o șosetă de asta. Ce ai pus în ea, bă? E o minge de tenis și acolo scrie gen Luci, mă rog, era pentru Crăciun. Da, mă rog. Asta e foarte veche, deci sunt foarte multe amintiri pe peretele ăsta, cum ar veni chestia din spate. E un de ăsta, cum se numește? Cum se numește ăsta, bă? Un poster. Un concurs de basket la care voiam să ajung, dar eram plecat și n-am putut și am regretat foarte tare. Aici un sticker de la bunul meu prieten Potole, al cărui văr este gras XXL și vă dați seama că mi-a dat și mie un sticker cu casă mare fetri, mi se pare că mai am pe aici, nu? Chestia asta, frate, mi-aduc aminte, aici era 5K, știi, făcusem 5K, mai ții minte, bă, când era, aici erau 5K și au pus Denis aici 25 când am făcut, era 25 când am fost aici, gen, era un fel de continuare, așa, știi? Când am fost aici la YouTube, atunci aveam până în 30.000 de abonați și toată lumea nu se uita la mine, pentru că e normal, acum o să fie altfel. Probabil de ăsta sunteți cei mai atrași toți, adică toți cred că sunteți atras de asta, da, într-adevăr, cu asta începusem peretele, fix cu chestia asta am început peretele, după cum se poate vedea, e prima chestie de aici, pentru că toate chestiile sunt în jurul chestii astea, adică s-o grămadă de chestii, cum ar veni hashtag chestii. După cum puteți vedea, sunt multe chestii, gen de la sneakers-uri, era o vară în care am mâncat numai sneakers-uri, frate, și astea sunt puține, deci aveam o grămadă de astea, dar le-am aruncat pe majoritate și au mai rămas foarte puține, dar după cum vedeți, s-o grămadă de sticări, frate, pe aici, peste tot. Chestia asta cu 2 ani, acum 2 ani mâncasem numai sneakers, mă rog, chestia asta, peretele ăsta a început între a 7-a spre 8-a, ca să vedeți cât am pus pe peretele ăsta, cât de gol era. Aici aveam un spray de... De unde aveam, bă, ăsta spray-ul de graf? Am avut două spray-uri de graf și, uite, după cum vedeți, acolo scrie Snick se joacă. Da, chestia asta mi-am amintit, da, am scris Snick se joacă. Așa era canalul meu când aveam 5.000 de abonați, așa era, atunci se chema Snick se joacă. După care am mai scris acolo YouTube.com și atâta, YouTube.com, normal, dar unde user, unde s-a scris, vă dați seama, eram dădus în show de spray și le-am scris așa. Am mai făcut și chestia asta, este un oraș, nu știu ce am făcut asta, era, numai că era mult mai accentuat înainte, acum s-o șterg culorile, vă dați seama, de 3-4. Mi-am scris numele acolo, că eu sunt pe un blog și am pus și, am pus acolo o chestie gen, știi, uite acolo, gen, ca un blog și îmi place foarte fain și am făcut
făcut aici la priză, uite cum am făcut. Wow, ce tare am făcut. Prin clasa 8-a, astea erau prin clasa 8-a când eram nebunit după CS și echipa mea preferată era Envia sau nu știu de ce, Facebook.com, nu știu ce cu Facebook-ul, nici eu nu știu. Chestia asta cu Kazimir, am scris-o fix când mi-am dat seama că eu am fost menit să-l ascult pe omul ăsta și am scris, cred că o să mai vedeți pe aici, mai am acolo undeva scris Kazi, mai am și acolo și alea. Sunt niște nume de rapper pe care le ascultam eu când eram mai mic, dar acum am rămas doar la Kazi, da. Chestia asta e o mare porcărie, nu știu de ce am făcut-o, pentru că ar fi venit gen așa, știi, și nu știu de ce am făcut, am făcut așa random, adică uite-o la. Și nici măcar nu-ți dai seama dacă i-a prins sau stins, știi, bă, lasă-mă, bă, să vă explic aici, tu joacă-te acolo. Măcar dacă făceam că pare a prins, da, uite, acum ai stins și, mă rog, nu, că trebuie să filmez, n-am cum, e desene, vă dați seama. Aici am scris swag, când am aflat și eu ce înseamnă swag, na, era vechi. Oh, uite aici, este, mi se pare că e primul meu abonament la sală, l-am lăsat aici. Acum nu mai fac sală, mi-e dor, într-adevăr, da. Acolo e o poză cu mine și mama de când eram eu bebeluș, adică uite-te ce mici colonaș, eram golan de mic, uite la fața mea ce buze avea și ce chelbos eram, frate. Eram micuș, ce vrei să fac? Acolo e o mustăcioare și nu știu de ce am făcut aia, dar îmi părea, dar voiam să fac ceva în greșit. Era, ai o mustață lipită și eu am desenat fața, mă rog, e, acolo aici nu știu de unde are asta. Sticăre, uite și de la Kendamas o grămadă. Mi-a zis toți de afiș că e șmecher, bă, chiar e șmecher. Și știi ce am regretat? Deci afișul ăsta trebuia să meargă la un concurs. La un moment dat, după ce dau afișul ăsta, după ce îl printez, spune: "A, dar nu este, nu mai este categorie pentru asta, nici nu era." Și am rămas, vă dați seama, eram po. Și era fain, frate, ăsta chiar putea să câștige ceva. Adică, frate, uite-te la el, chiar îți inspiră chestii. Uite-l pe porc și de sub fața lui Dragnea, dacă vă întrebați. Da, chiar în fața lui Dragnea. Deci aripiorile, cei cu aripiorile. Mi-era foarte foame într-o seară, știi? Și mă gândeam numai la aripioarele la KFC și ce am făcut? Am desenat aripioarele, ca asta face un artist, adevărat. Mai jos aici aveam eu frustrări și am scris cuvântul ăsta, l-am pus cu 3 ca să pară mai frumos, vă dați seama? De ce zic vă dați seama? Nu înțeleg ce n-ai bani. Vă dați seama, aici este mână Razer, când îmi lasem și o căști de la Razer, vă dați seama ce este aici, este numele meu, vă dați seama. Vă dați seama, când începusem aici să desenez numele meu cu spray de graf, vă dați seama că am început ca prostul să conturez ce nu trebuia și vă dați seama că nu mai rămas nimic, dar de ce nu se focalizează, vă dați seama. Vă dați seama, arată foarte urât, bine că stă patul, gen peste și nu se vede, acolo scrie respect, dar nu știu de ce am scris respect. Aici se vede foarte încet chiar, bă, nici nu voi să citesc data 20-8-2015, 500 de subscriber, frate. Uite, se vede foarte încet, nici nu se vede pe cameră. Deci în 2015 aveam 500 de subscriberi, acum, opa, am dat medalia jos. Acum am 200.000 și aici pe 9-7-2015 aveam 3.000 de abonați, foarte tare. Aici scrisese-mi o chestie când aveam prieteni, nu mai știu ce era, wherever you go, I will be with you, nu știu ceva de genul. Era foarte veche și după am pus desenul ăsta peste. Mă rog, și aici era gen la fel, gen nu mai știu ce scrisesem pe aici și mă rog, am croșat eu. După care am scris are un bro, când mi-am dat seama că chiar e prost, știi? Și gen nu știu de ce am scris aia. Lumiță, mi-aduc aminte de chestia asta, era în 2015 când aveam eu canalul ăsta de YouTube și făceam jocuri și ziceam numai Dumiță, știi? Și chestia asta era meme-ul canalului meu și am scris aici Dumiță mare. Da, sunt o grămadă de chestii aici. Mai e chestia asta cu Illuminati, cred că ați văzut-o, nu știu de ce am făcut aia, dar nici nu mi-a ieșit bine și am făcut 3 colțuri acolo, un ochi aiurea. Mă rog, am încercat eu la glumă. Da, uite aici era în Underground, este un club în Iași, când am fost prima oară la concert la Kazi. Mi-am pus asta aici. Mi se pare că mai am, cred pe aici, dar nu le văd. Da, și chestia e ca să-mi amintească de primul concert când am fost eu la Kazi. Mă rog, acolo e o poză de familie și cred că cam asta e tot. Mai este asta de la porc, este foarte... Da, în 2015 când ascultam, mi-am scris aici, dacă vedeți, mi-am scris CTC, mi-am scris acolo tot CTC-ul. Eram eu disperat după ăștia de la CTC, îmi plăcea de liric mult. Mi-am făcut un porc. Mă rog, pentru că îmi plăcea foarte tare firma. Nu știu de ce, dar îmi plăcea. Tot așa, 2015-2014 pe acolo, aici era prima siglă, mă rog, am încercat să fie sigla mea. Bă, scrii un fel de sânăi, că dai fără n, mă rog, am încercat, vă dați seama. Vă dați seama că am încercat, vă dați seama, doamne, trebuie să scap de chestia asta. Ultima chestie, o pun pe asta, e când a fost coincidență totală, pur și simplu, o primi frate meu, mă rog, când am primit Kendamali și am făcut prank, am primit sticker de asta și pur și simplu îl iau în mână, nu mă uit la el și zic, bă, cine e ăsta, bă, Iancu de Hunedoara, am zis așa, deci nici n-am văzut, știi? Și după îmi dau eu seama că scrie hai cu Iancu, știi? Și Iancu e nu știu ce mișcare de... Ce-i bă? De Kendame, mă rog, când o bagi acolo pe chestia aia. Și bă, a fost așa de random și de-aia am pus acolo. Alte amintiri când încercam eu să fac antrenament. Aici când încercam să mănânc foarte sănătos, să mănânc... Mai simt minte când am zis că mănânc fructe, o grămadă de fructe pe zi. Și m-a ținut...
3 zile, că am zis că l-umplu, bă, că l-umplu până jos, că mă tot duc, de unde 3 zile mă țină, doar ce. Și fluierul ăsta, mi-aduc aminte de el, încă l-am lăsat aici, e fluierul pe care mi l-a dat proful meu de mate și încă l-am păstrat. Am păstrat un fluier din clasa 7-a, tu-ți dai seama, pentru că mi l-a dat proful meu de mate. Domnul Stanciu, vă salut dacă vă uitați la chestia. Uitați-l aici, uitați-l aici. Mă rog, și restul sunt foarte multe medaie, foarte multe. Mă, bă, zic cum am zis că sunt foarte multe medaie. Sunt câteva medaii de la campionate unde astea lui frate meu când luase în Italia și eu n-am luat nimic și eram foarte trist. Da, eu nu luasem că au fost aia trișori, Italia, cazzo mia, vafanculo, eu știu. Da, cam ăsta e întreg peretele unde e acum piși pe loce, dar nu știu de ce a scris. Uite, uite-l pe rata cum pleacă. Tu te bă, și tu unde ți-o fac aici, outro, stai cu minte. Cam ăsta a fost vlogul, îmi pare rău că e ceva așa complet random și lame, dar nu am cameră și mă descurc cu un telefon, rog, sper că se aude bine. Vedem pe 23 la Park Lake în București, acolo o să fie haos total, o să fie foarte șmecher, vă dați seama. De ce spun vă dați seama, nu înțeleg. Și nu vă dați seama, cam așa să termina vlogul și mă rog, o să apară chestii șmechere, o să apară chestii foarte tare. Eu vă las și ne vedem. Pa, bă! Servesc grenade ca un tip puternic prins în viscol, cu o revistă în care mă privesc cu un taco sud de Bristol. Flow-ul meu pionic vine spiralat de lipsuri, ca într-un clip bizar cu jurelar de Lena și Perică. Abund în aripi ca un fuselaj ierarhic, într-un heruvin flămân și un coin 747. Adin climaxul ca un cercetor în casă.